Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că ne urmăriți în număr atât de mare zi de zi. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în municipiul Orăștie, unul dintre cele mai performante atunci când vine vorba despre implementarea proiectelor europene, guvernamentale, dar și proiecte realizate din bugetul local. Știm de-a lungul anilor foarte mulți primari fie s-au plâns de faptul că nu au putut să acceseze anumite fonduri, că nu au putut să depună proiecte, dar iată că sunt unii edili care demonstrează contrariul. Atunci când vrei, se poate. Mai trebuie dorința aceasta de a face mai mult pentru comunitatea care până la urmă ți-a oferit încrederea sa pentru ca cel puțin 4 ani să schimbi puțin fața comunității. La Orăștie lucrurile s-au schimbat foarte mult în ultimii ani. O să vedem și noi pe parcursul acestei emisiuni și imagini și o să și discutăm despre importanța proiectelor europene, dar și despre viitorul acestei comunități, pentru că prezentul este important, dar viitorul cred că ar trebui să ne intereseze pe mare parte dintre noi. Astăzi alături de mine este primarul municipiului Orăștie, domnul Ovidiu Laurențiu Bălan. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți la al treilea mandat de primar. Parcursul, cred că, sau începutul, dacă mai ne gândim acum la ce se întâmpla în urmă cu destul de mulți ani, cred că nu a fost deloc ușor, pentru că ați preluat o primărie care avea, din câte știu, datorii destul de mari. Nu ați renunțat, deși ați fi putut să faceți acest lucru, ci ați ales să mergeți mai departe și iată că acum, în 2024, ați reușit să schimbați cu adevărat înfățișarea acestui municipiu, cu toate greutățile, cu toate răutățile poate venite uneori din partea anumitor oameni care, până la urmă, pe bună dreptate, au această posibilitate de a se exprima și de a-și spune care le sunt nemulțumirile. Dumneavoastră v-ați încăpățânat așa să mergeți mai departe și să implementați și să finalizați foarte multe proiecte aici. Nu știu dacă ați făcut și un calcul în cele 3 mandate câți bani ați reușit să atrageți pentru municipiul Orăștie. Da, sunt foarte multe proiecte. Unele, sigur, lucrăm și în momentul de față pentru a reuși să le finalizăm în anul acesta. Sunt și proiecte pentru care la care lucrăm pentru noile exerciții financiare, aceste oportunități care apar pe programele operaționale regionale, finanțări cu fonduri europene. Este o muncă continuă, sigur că după 3 mandate există o experiență care s-a acumulat, o echipă în spatele primarului care știe ce are de făcut. Așa, sunt la al treilea, așa cum am spus, la al treilea mandat, am avut și un mandat de viceprimar. Cred că cea mai mare acumulare de experiență a fost în acel mandat de viceprimar, pentru că veneam din mediul privat și a trebuit să mă adaptez o perioadă la ce înseamnă această primărie, administrația publică. Sunt alte legi, se guvernează altfel față de mediul privat și, desigur, m-a ajutat acea experiență din mediul privat, dar a trebuit să învăț destul de multe lucruri ca să le pot pune în aplicare. Deci, mandatul de viceprimar a fost o experiență pentru mine și, de asemenea, un timp de învățare, de pregătire pentru ce a urmat mai departe. Am învățat din greșeli, am învățat pași, să nu treci direct din mediul privat în administrație, ci să ai, așa cum ați avut și dumneavoastră, această experiență de a fi viceprimar, de a înțelege așa treptat ce înseamnă de fapt administrația publică, pentru că în prezent cam toată lumea se pricepe la administrație publică, toată lumea știe ce înseamnă unele proiecte, ne pricepem la politică, fotbal și administrație foarte bine din exterior, mai puțin atunci când suntem puși în fața faptului împlinit. Da, este experiență, eu cred, în parcurgerea etapelor pas cu pas, pentru că este o perioadă de învățare, știți, și sunt perioade în care nu ai timp să stai să înveți.
să nu ai timp să stai să pregătești, să-ți faci strategii. Nu există când ai intrat și există, de exemplu, un exercițiu financiar care trebuie dus la bun sfârșit sau unde trebuie să depui proiecte, o bâlbâială, o nesiguranță, o așteptare spre învățare, o ezitare în momentele respective poate duce la pierderea proiectelor, pentru că sunt foarte multe proiecte care se bazează pe primul venit, primul servit. Aici înseamnă că el intră într-o evaluare, dacă obține punctajul minim pentru a putea câștiga finanțarea, intră direct în finanțare. Iar acolo o mică bâlbă, o mică nesiguranță și o întârziere care duce, așa cum am spus, duce până la urmă la o întârziere, poate să treacă proiectul de la un proiect eligibil, care poate fi finanțat, la un proiect în așteptare sau un proiect care nu va fi finanțat niciodată. Și atunci, de aia zic că este bună experiența asta, ajută experiența asta, mai ales pentru un primar în funcție care a trecut peste câteva mandate, unde au o experiență, știu cum se întâmplă lucrurile, le simt din timp și categoric eu zic că este un avantaj pentru cei care sunt în situația aceasta. Pe mine m-a ajutat, asta e, pot să spun, cred că pe toată lumea ajută învățarea și învățarea este continuă, tot timpul învățăm și în momentul de față pot spune că sunt lucruri care le mai învăț, încerc să evit acele bâlbâieli sau greșeli de la început, nu necă în primele luni, chiar ale primului mandat de primar, m-am gândit de foarte multe ori să renunț la funcția de primar. Pentru de ce? Că ce v-a determinat să aveți aceste gânduri atunci, în primul mandat, să renunțați, în condițiile în care oamenii v-au oferit încrederea lor? Era foarte greu să-ți formezi o echipă, să te înțeleagă ce vrei să faci, unde vrei să duci lucrurile, erau foarte mari datoriile, așa cum a spus la început, erau datorii foarte mari, mai mari decât sunt în momentul de față. În condițiile în care nu erau atât de multe proiecte pe fonduri europene, să fie nevoie și de acea parte de cofinanțare pe care să o suporte, să o suportați din bugetul local și cu erau toate acestea erau datorii foarte mari. Singurele lucruri care le puteam face în momentul respectiv era să plătesc datoriile și explicam oamenii, uite, că este important să plătesc aceste datorii, pentru că vin din urmă, trebuie plătite, trebuie venit cumva să ne apropiem la zi, să intrăm într-un mecanism funcțional al primăriei, să nu ne blocăm. Și oamenii ziceau, da, ok, plătim datoriile, dar hai da să și facem ceva, pentru că noi de-aia v-am ales ca să puneți ceva în loc. Și în primul mandat, am spus de multe ori, nu am reușit, sau în primul an al primului mandat, nu am reușit să fac mare lucru, am schimbat un semafor, se stricase un semafor și am fost obligat, pentru că s-a creat o bulibășală acolo, disconfort major într-o zonă centrală, într-o intersecție principală din Orăștie, și am fost nevoit să-l înlocuiesc, desigur, neavând nici resurse, am găsit ceva soluții și am reușit să înlocuiesc un semafor într-un prim an de mandat. A fost, cred, extrem de greu și ați fost dezamăgit de acest lucru? Da, extrem de dezamăgit lucru. De cum funcționează administrația și provocările care erau la momentul respectiv. Nu aveam nici fonduri foarte multe de implementat, pentru că nu erau accesate fonduri și am ratat. Primul exercițiu financiar a fost ratat de Orăștie. Am avut câteva proiecte nesemnificative și a fost o experiență și atunci am luat decizia să pregătesc, să anticipez ca să pot să fiu și noi campioni în atragerea de fonduri și cred că acea ambiție de la acel moment a reușit să aducă atât de multe fonduri la Orăștie. Am și creat acea structură sau cele, până la urmă, două structuri, una de scriere și una de implementare a proiectelor cu finanțări europene. Am creat două echipe în paralel care au aceste atribuții de a găsi sursele de finanțare, de a oportunitățile de finanțare, de a pregăti proiectele și de a, desigur, în momentul în care ele sunt semnate contractele, de a implementa aceste proiecte cu finanțări europene. Până la urmă, asta este cel mai mare avantaj a unei administrații, cea mai mare oportunitate care s-a oferit administrațiilor locale sunt aceste fonduri europene.
cumva această perioadă că am avut și PNRR, am avut o grămadă de axe de finanțare și, așa cum spuneam puțin mai devreme, unii dintre primari au cam pierdut acest tren din vari motive, fie că nu au fost pregătiți, fie din comoditate, pentru că nu este ușor să scriu un proiect, nu este ușor să îl implementezi și așa mai departe, și atunci dacă nu facem nimic, nici nu putem să greșim. Pe mentalitatea asta funcționează unii, dar a fost cumva această perioadă cam ultimul tren pentru mulți dintre primari, multe dintre comunități până la urmă? Nu, tot timpul apar aceste oportunități, dar vedeți, odată ce ratez niște linii de finanțare, ele sunt adresate unui segment, adică niște proiecte tipice care se fac de parcuri, de zone centrale, de amenajări, drumuri, de canalizări, de apă, dacă le ratez, în următoarea decadă sau în următorul exercițiu nu va mai avea aceleași tipuri de proiecte. Va avea niște proiecte diferite și tu ratând genul acesta sau segmentele acestea pe care le dorești să le implementezi, să găsești o finanțare pentru ele, pentru comunitățile locale, automat ai pierdut acel tren și trebuie să găsești alte resurse ca să le finanțezi. Și atât cum vine și explicația pentru cei care s-au întrebat și în anii anteriori de ce avem nevoie de piste de biciclete când carosabilul este plin de gropi, de ce avem nevoie de stații de încărcare electrică, spre exemplu, când noi nu avem apă, nu avem canalizare. Iată, a venit și explicația. Aceste Uniunea trenuri Europeană, da, s-au pierdut. Uniunea Europeană nu înțelege în momentul de față că noi mai avem foarte multe probleme aici sau n-au reușit parlamentarii noștri să-i facă să înțeleagă că aici avem foarte multe probleme nerezolvate în țară și atunci ei cred că noi toate problemele sunt rezolvate pe apă, canal, pe infrastructură și noi avem nevoie de piste și de tranziție justă, economie circulară și alte lucruri. Noi, de fapt, suntem într-o altă etapă, n-am ajuns, sau o parte din România este într-o altă etapă, n-a ajuns la nivelul acela de dezvoltare. Dar se poate merge în paralel cu aceste proiecte. Exact. Avem și apă, canalizare, drumuri și așa mai departe, dar putem să vorbim și despre energie verde, putem să vorbim și despre piste și locuri de joacă, parcuri și așa mai departe. Numai că mai avem nevoie de viziune pentru asta. Da, ca să facem o comparație, ce înseamnă o administrație eficientă, deci vă dau un exemplu la nivel de Agenție de Dezvoltare Regională, pe o axă de finanțare unde intrau monumente și Casa de Cultură Muzeu, acolo am reușit să atragem fonduri, am câștigat două proiecte, jumate, 50% din fondurile unei regiuni, nu a unei județ, a unei regiuni. Pe Agenția de Dezvoltare Regională am atras mai mult de jumătate din fondurile disponibile la nivel de regiune, Orăștia. Deci, ca să înțelegi ce înseamnă, de fapt, performanță. Atunci când reușești, ai proiecte viabile, proiecte care le depui în primul moment, proiecte pentru care lucrezi, sigur, mult timp înainte, că nu se fac proiectele într-o lună, două, șase luni, nici măcar în șase luni nu ești pregătit pentru un proiect care are o complexitate foarte mare. Iar perioada de depunere a acestor proiecte este destul de scurtă și dacă exact, nu ești într-o pregătit... Exact, într-o lună n-ai cum, nici avizele nu le poți obține. Marea problemă a primarilor, nu avizele. Ce înseamnă să te lupți pentru ele? Înseamnă să crezi în acele proiecte, să te lupți până în minutul 95 sau minutul 100. Proiectul cu Cetatea Orăștiei a fost respins într-o primă etapă pentru că era vorba de o decizie pe un aviz de la mediu, pe decizia etapei de încadrare se obținea un aviz. Ministerul a dat o hotărâre sau un ordin al ministrului în care spunea că pentru proiectele de finanțare europeană este valabil doar acea decizie a etapei de încadrare. În ghidul de finanțare se preciza că trebuie obținută etapa următoare. Ordinul ministrului era mai presus decât ghidul de finanțare în ordine, bătea acest ordin. Agenția de Dezvoltare sigur a judecat după ce scria în ghid și a respins proiectul. Eu am acționat în instanță
și am obligat cumva să redeschidă linia de finanțare și am reușit să introducem acest proiect și să obținem finanțarea pentru el și iată, proiectul se află într-un stadiu avansat și poate fi finalizat. Deci asta înseamnă să te lupți pentru ceva. Am mai avut o luptă pe care am dus-o de-a lungul timpului tot așa pentru un proiect în care acel ghid de finanțare sau este vorba de o finanțare de data aceasta guvernamentală în care se spunea că sunt eligibile și agențiile, asociațiile de dezvoltare intercomunitare pentru a depune proiect. Era o hotărâre de guvern și un ordin al ministrului care spunea contrariu că asociații se distribuie UAT-urilor, nu asociațiilor de dezvoltare intercomunitare care erau excluse. Sigur că era vorba ce este mai puternic primordial, ordinul ministrului sau acea hotărâre de guvern pentru Angel Salini. Și atunci din nou am acționat în instanță pentru că am știut că am dreptate. Era clar că am dreptate pe un lucru care era evident, nu puteau experiența anterioară. Exact. Știți? Și atunci cumva am atras atenția, am tras un semnal de alarmă, iar la următoarea depunere de proiecte, proiectul acesta care fusese respins în prima fază a ajuns să obțină finanțare. Deci de asta spun că este foarte important cine conduce comunitatea, nu vreau să mă laud, dar sigur că în spatele meu este o echipă care lucrez, cu care mă consult pe care până la urmă v-ați conturat-o, v-ați construit-o, pentru că sunt convinsă că a fost o perioadă așa de acomodare și pentru ei și probabil că ați mai făcut și schimbări în această echipă, tocmai pentru a fi una performantă. Da, acum chiar există o problemă, dacă este să mergem mai departe schimbările, sigur sunt schimbările și acestea naturale, persoane iasă la pensie, vin colegi noi, colegi care sigur, n-au experiența nici a la proiectelor, nu au experiența nici a departamentelor care sunt în cadrul primăriei. Cine-și dorește învață, cu siguranță. Și trebuie să parcurgi și acolo, trebuie să parcurgi toate etapele până poți să avansezi, să devii un om de încredere, un om în care să ne bazăm, să poate să ducă lucrurile mai departe, să nu fie nevoie de tot timpul să întoarcem hârtiile, să le corectăm, să le facem de către, sigur, de către cei care conduc acele direcții. Este nevoie de învățare, este nevoie de experiență. România are nevoie de oameni care să aibă această capacitate, care să știe ce are de făcut, pentru că vorbim de fonduri europene, de atragerea de fonduri europene. A spus piste de biciclete, PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență. Eu nu consider că acest... Avem și noi câteva imagini filmate recent de către colega mea Ioana Pop și Raul Rosetti și haideți să vedem și noi acele imagini și să ne explicați pe baza lor ce înseamnă de fapt acest proiect de amenajare a unor piste de biciclete în municipiul Orăștie. Vă rog. Da, aceste proiecte, sigur, programul, hai să revenim la imaginile din Orăștie, sunt de săptămâna trecută aceste imagini. Când ploua, încă ploua. Da, și lucrările au mai avansat. Sigur, sunt necesare aceste piste de biciclete, sunt importante, dar în această zonă avem mai multe proiecte pe care le-am implementat de-a lungul timpului și este vorba de un bloc pe care l-am reabilitat prin fonduri europene. O să-l vedem imediat și acel bloc. Este vorba de fonduri de la bugetul local, pentru că am avut de lucru la extindere sau reparații la rețeaua de apă pluvială, care nu era prinsă în proiect. Am avut un proiect pe Angel Salini de modernizare străzi. Aici sunt câteva alei interioare ale blocurilor care au necesitat o reabilitare. Deci, iată, sunt trei finanțări pe care ne bazăm pentru a realiza un proiect complex. Sigur, a fost o zonă în care erau foarte multe barăci, foarte multe
șoproane din acestea făcute de-a lungul anilor. Acolo a fost o industrie a lemnului, unde oamenii se încălzeau cu lemne și au, de la fabrică primeau într-un fel sau altul aceste deșeuri care rezultau, deșeuri lemne din procesul de producție. Fiecare, și atunci fiecare și-a făcut câte o magazie, după bunul plac. Da, câte o magazie de lemn așa cum a putut la momentul respectiv. Noi prin acest proiect le-am demolat și în locul lor am realizat alei, locuri de parcare și zone verzi. Am readus zona și am transformat radical această zonă. Anul trecut am reușit să implementăm și proiectul de gaz. Aceste blocuri nu erau racordate la gaz. Am reușit să facem rețeaua de gaz. Am înlocuit rețeaua de canalizare menajeră, tot printr-un proiect de finanțare europeană în această zonă. Deci, efectiv, foarte mult din infrastructura din această zonă, de la periferia municipiului Orăștie, cumva este după podul Gării, o zonă, așa cum am spus, care necesita această revitalizare. Deci sunt aceste locuințe care trebuie să le găsim o soluție, sunt cu o situație juridică neclară, încercăm să definim această situație juridică, după care să intervenim. Acest bloc a fost reabilitat prin fonduri europene, vedeți aici aleile, am rețelele de gaz, parcările, toate. Un lucru esențial, parcările, pentru că toată lumea se plânge de lipsa locurilor de parcare, indiferent că vorbim de Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, aceasta este o problemă eternă, dar iată că ați reușit să amenajați aici locuri de parcare. Da, vedeți, pe aceste programe de finanțare europeană nu se mai pune accentul atât pe locurile de parcare, deci acum tendința pe programele regionale este de a reduce numărul de locuri de parcare, să trecem la o mobilitate verde, în sensul de a autobuze verzi, biciclete, aceste piste de biciclete, deci o tendință de schimbare a modului de deplasare. Asta cred că se va întâmpla în destul de mulți ani, pentru că este destul de greu să-i convingi pe români, în special, să renunțe la o mașină, două, trei, câte se găsesc într-o familie de cele mai multe ori, și să circule cu un autobuz, da, sau cu alte, sau cu bicicleta, dar nu este imposibil și până la urmă pentru toate există un început. Vă gândiți și din acest punct de vedere al transportului în comun, poate să faceți anumite investiții? Nu avem un transport public în comun în Orăștie, este cumva, Orăștia este mai grupată, nu a fost niciun operator interesat, pentru că fiind grupate nu era rentabil. Dar adică cei care o extindere destul de mare. Se deplasează, da, dar cei care se deplasează găsesc alte soluții și nu era rentabil pentru niciun operator economic să participe și să vină să găsească aceste modalități de a face un business, pentru că nu era rentabil, trebuia subvenționat masiv de către administrația publică locală. Există acest transport local pentru că există societăți mari pe raza municipiului și în această zonă, este o zonă industrială, există câteva societăți cu mii de angajați în zona respectivă care au acest transport și dacă este să mergem la ora 3 este un blocaj acolo, pentru că zeci de autobuze care vin în zona respectivă, care duc oamenii în localitățile limitrofe, este un tranzit extrem de mare în acea zonă. Revenind la aceste programe pe plan național de redresare și reziliență, eu cred că acel program a fost făcut pe repede înainte, nu cred că se puteau face mult mai multe lucruri, cred că trebuiau găsite mai multe surse sau pârghii de a finanța nevoile comunităților.
acele jaloane pe care trebuie să le îndeplinească statul român sunt extrem de drastice și le-a asumat, da, și le-a asumat cineva fără un acord al Parlamentului, fără o dezbatere publică vis-a-vis de ele, cred că nu este în regulă și creează destule dificultăți guvernanților de astăzi, nu că le iau eu apărarea, dar creează destule dificultăți și până la urmă oamenilor sunt multe restricții, sunt multe lucruri care se impun în acel program național, iar finanțările pe care le primim nu sunt chiar aplicabile. Haideți să vă dau câteva exemple, pentru că se spune o linie de finanțare este pentru locuințe de servici. E momentul în care s-a stabilit acel standard de cost, a zis, ai nevoie un standard de cost pe metru pătrat, s-a dat o sumă care poate fi finanțată. E momentul în care ai făcut studiul de fezabilitate și ai rulat devizul, acea sumă este aproape dublă. Deci, jumate din sumele alocate nu pot fi finanțate sau nu există o finanțare. Am depus proiecte, avem două proiecte în Orăștie, dar în momentul în care proiectantul a făcut devizul și a realizat proiectul tehnic, a rezultat o valoare a proiectului cu multe milioane de euro în plus, care trebuie finanțate de la bugetele locale. Este clar că nu avem posibilitatea în momentul de față să punem 1 milion de euro pentru aceste locuințe, pentru că mai bine cumpărăm de pe piața liberă. Deci cu 1 milion de euro cumpăr de pe piața liberă apartamente și le dau ca locuințe de servici decât să mai finanțez încă un bloc care în momentul în care v-am spus se fac aceste devize și se rulează costă mult mai mult decât a prevăzut programul că este suficient pentru blocuri. Deci pe repede înainte, neanalizând, nefăcând toate analizele, proiectanții care au dat acele proiecte cadru inițiale, am discutat cu ei și au spus că nu a ținut cont ministerul de toate aceste lucruri și de asta s-a ajuns în situația aceasta. Pe pistele de biciclete, de asemenea, sunt subfinanțate, tot aceste standarde de cost sunt date ca și cum pistele de biciclete se fac pe câmp. Nu este nimic, nu trebuie să faci zid de sprijin, nu trebuie să adaptezi terenul, nu trebuie să faci alte lucrări de infrastructură în zona respectivă, nimic. Deci sunt niște standarde de cost ca și cum ai face o pistă de biciclete pe câmp. Adică pui un strat suport și îl asfaltezi și gata. Lucru care nu gata. Se aplică în realitate, în cel realitate puțin nu în este municipiul așa. Adică finanțarea nu acoperă finanțarea pe care o poți primi de la de pe fonduri, de pe programul acesta, nu acoperă cheltuielile reale care sunt în teren pentru implementarea acestor. Și ce soluții aveți atunci? Păi, ce puteți face? Soluțiile sunt totdeauna să revină la bugetul local prin alocarea de sume de la bugetul local pentru a putea reuși să implementeze aceste proiecte. Cum spuneați mai devreme, vorbim de milioane de euro. Exact, e vorba de sume foarte mari pe care o administrație locală nu le are la dispoziție. Mai mult decât atât, în momentul de față, ca să accesezi o sursă de finanțare sau de să atrage un împrumut, durează, pentru că trebuie aprobate de Comisia Națională, durează cel puțin 2 ani de zile. Deci nu ai nicio pârghie ca să poți să-ți acoperi aceste cheltuieli. Suntem într-un etapă de blocare. Și atunci aceste proiecte sau ce se întâmplă? Sunt în așteptare. Deci vă mai spun acum, să trecem și pe problemele administrațiilor, pentru că este frumos să vorbim, uite, avem fonduri europene toate, dar sunt extrem de multe probleme în spate, să știți. Pe aceste piste de biciclete am primit o notificare pentru că nu știu cum au luat o decizie. Cine? Ministerul. Autoritatea care se ocupă cu finanțările acestea prin PNRR să le transfere pe un alt program. Deci după ce ele au fost obținute, finanțările pe și-au dat seama redresare că și reziliență, au cheltuit probleme. Banii pe altceva și am înțeles, sper să nu greșesc, că au cheltuit banii pe altceva și se dorește să se transfere către programul Angel Salini, toate aceste. Sigur că aceste transferuri, noi avem finanțare, adică avem un contract
cu statul, cu ministerul. Adică n-ar fi o problemă că nu putem să le ducem proiectele la bun sfârșit. Problema este că această întârziere va crea foarte multe disconforturi atât cetățenilor cât și constructorilor care până transferi un program de pe o linie de finanțare pe altă linie de finanțare durează câteva luni de zile. Acele probleme sunt și pe proiectele nefinalizate care au trecut într-o etapă de etapizare, suntem într-o perioadă de etapizare a lor, urmând să treacă pe nou exercițiu financiar actual, suntem într-o etapă de așteptare în care ministerele se mișcă destul de lent, șantierele sunt blocate pentru că nu poți face de conturi, sunt extrem de multe probleme și atunci ce spune Agenția de Dezvoltare până la semnarea contractelor și până să trecem proiectul de aici aici, în perioada aceasta administrațiile locale au posibilitatea să plătească ele din resursele proprii constructorii ca să nu oprească șantierele. Cele care au această posibilitate. Cele care au această posibilitate și au alocare financiară prin buget. Că și aici e o problemă. Dacă nu ți-ai prevăzut la începutul anului această alocare bugetară, e destul de dificil să faci plăți pe ceva ce nu ai. Adică este ilegal până la urmă. N-ai voie să faci așa ceva. Trebuie să treacă prin Consiliul da. Local. Chiar dacă tu recuperezi sumele de bani ulterior, dar mai există o portiță acolo în care, așa cum am spus, sunt sume de bani care sunt neeligibile pe proiect, care ți le-ai prevăzut la începutul anului și care poți să le folosești pentru a face aceste plăți. Ce să zic, sunt probleme, problemele sunt zilnice, problemele sunt majore, am și discutat și cu președintele Consiliului Județean și cu alți primari, avem probleme foarte mari, trebuie tras un semnal de alarmă de la nivelul județului pentru că ne blocăm altfel. Timpul trece, vedeți, deja suntem în a treia lună, timpul trece foarte repede anul acesta. Peste acestea se suprapun și aceste campanii electorale care, sigur, și primarii intră în campanie și ei au și ei o minimă obligație să ei facă și alte lucruri, să ieși în fața oamenilor, să discute cu oamenii mai mult decât fac în mod curent. Dar și guvernul. Gândiți-vă că un guvern care este pe final de mandat se mișcă mult mai greu, pentru că și acolo sunt oameni, sunt parlamentari care au colegi electorale. Aia, în această perioadă, trebuie să recunoaștem, interesele sunt altele, de fapt, mai mult pe partea aceasta electorală decât să trimită sau să rezolve o problemă semnalul, la orăștie sau în orice altă zonă. Semnalul de alarmă care trebuie tras și care trebuie să-i facem să conștientizeze acest lucru, împreună, repet, cu toate administrațiile, cu președintele Consiliului Județean, este acela de a îi face conștienți că aceste proiecte blocate foarte greu le repornim. Județul deci, Hunedoara totuși are câțiva parlamentari care în mod normal ar trebui să aibă discuții cu, cred, fiecare primar în parte. Da, Petre, v-am rugat să nu mă mai provocați. Și mai departe să fie transmise aceste probleme și mai mult decât atât să fie și rezolvate, măcar o parte dintre ele, pentru că problema pe care o are primarul din Orăștie, sunt convinsă că o are și cel din Hunedoara, poate și cel din Deva și așa mai departe. Acestea, da. Majoritatea sunt probleme comune, să spunem, adică nu ați venit dumneavoastră cu ceva în mod special. Iar aceste probleme chiar pot fi transmise și rezolvate, așa cum spuneam, de către parlamentarii hunedoreni, indiferent de culoarea lor politică. Pentru că aici vorbim de administrație, vorbim de oameni. Se întâmplă acest lucru? V-am spus să nu mă provocați, că iar încep să vorbesc de parlamentari și îmi tot propun de fiecare dată când vin într-o emisiune să... Pe care mai e rolul lor atunci? Păi rolul lor este să facă legi, dar... Pentru ce cine? Nu pentru oameni? Nu știu. Aici, știți cum, intrăm într-un lucru în care, într-o normalitate care la noi este anormalitate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că un parlamentar ar trebui să meargă, să vorbească la ministere, să se implice ușile pentru comunitate. Nu se întâmplă lucrul acesta. În primul rând, nu cred că cunosc proiectele. În al doilea rând, este și o chestiune ilegală
pentru că se consideră că este trafic de influență să te duci, să intervii, nu știu unde. Dar nu așa intervine doar pentru Ovidiu Bălan, intervine și pentru primarul din Suceava, pentru că problemele sunt comune, repet. Exact, nu credeți că problemele de la Orăștie sunt, nu le are și județul sau nu le au și alte județe. Dar această intervenție se consideră că este trafic de influență. Așa este la noi și toată lumea se teme că vai de mine ce se poate întâmpla, deși neavând niciun interes până la urmă direct, dar nici nu avem o discuție sau o relație așa de bună cu toți parlamentarii. Deci sunt parlamentari în județul Hunedoara care n-au intrat niciodată în într-un sediu sau un sediu primărie, haide să nu vorbesc de rest, un sediu primărie Orăștie. Și cei care au intrat, ați simțit vreo diferență după ce au ieșit? Nu. Nu, dar bun, acum nu, asta este tema, că intrăm într-un dialog care... Nu, dar aceasta trebuie să fie normalitatea de care spuneați puțin mai devreme, nu? Da, este nevoie de oameni, eu spun de fiecare dată și eu spun răspicat politic, spun lucrul acesta, este nevoie de oameni puternici, de oameni care să își facă auzit prezența la nivel de București, este nevoie de politicieni cu viziune, politicieni care să înțeleagă rolul lor, să facă o schimbare, pentru că noi suntem într-un moment de mers pe repede înainte. Da, vedeți, urmează și această campanie europarlamentară, este importantă și această campanie, pentru că este important ce oameni trimitem acolo, oameni care să înțeleagă rolul lor să se lupte pentru România, pentru că am văzut în anii trecuți parlamentari care votau împotriva României. De asta trebuie să fie conducerile la toate partidele, pentru că nu vreau să facem politică a unui anumit partid, dar ar trebui să vadă ce oameni își pun pe listă, pentru că oameni care se duc acolo, urma spune că au ocupat o funcție, sunt de imagine și nu reprezintă un sector, un segment care să-l reprezinte și pentru care să se lupte, îi trimitem degeaba, îi trimitem să-și ia niște salarii și niște pensii și să fie niște oameni slugarnici care ridică mâna la niște inițiative care de multe ori, vedeți, aceste inițiative ale Uniunii Europene nu prea coincid cu ceea ce ne dorim noi ca și popor și cu viziunea noastră, știți? Și atunci de-aia spun că de multe ori trăim niște oameni vertical, niște oameni care să și înțeleagă ce se întâmplă acolo. Să înțeleagă și să se bată pentru România. Pentru că asta este rolul lor, să se bată pentru România, să nu... Pentru orice asta trebuie ni se să propune, mai fi trecut și ei prin niște etape înainte. Da, orice așa ni cum se spuneați și dumneavoastră, mediu privat, viceprimar, primar, cred că aceste etape nu ar trebui sărite nici de către cei care ajung în Parlamentul European. Da, vedeți, când aud... Și mai urmare și o presa și ce scrie în ziare, așa când am timp, și scrie că se interzic centralele de apartament. Păi este o nebunie, o prostie, adică mă gândesc că cineva a votat acolo. Aș vrea să văd dacă cine a votat, cine a fost parlamentari români care au votat așa ceva, să ies în față. Domnule, eu am votat să... Și de ce am făcut acest lucru? Europarlamentar să spună argumentat. Eu am votat să nu mai fie centrale de apartament. Să vedem dacă mai... vreunul din România, din orașele noastre, va mai vota cu el vreodată în viața asta, dacă el ia o măsură împotriva oamenilor. Pentru asta mai avem nevoie și de oameni asumați. Da, dar se ieșe să spună, domnule, eu am votat așa, de ce? Că mi-a spus Parlamentul European sau Uniunea Europeană ne-a impus să votăm așa. Nu, domnule, spune, impuneți punctul, nu suntem de acord, noi, poate vreți voi în... Italia, unde este mai cald, să nu mai avem centrale și să găsiți alte surse alternative, dar noi suntem aici, da, într-o zonă în care este care nevoie. Nu pot fi aplicate, adică, pentru toate țările membre Uniunii Europene. Eu vorbesc clar. Din prisma reprezentantului unei comunități locale, Orăștia, unde nu avem încălzire centralizată, adică toate blocurile din Orăștie ne-au luptat ani de zile să aveam această încălzire pe baza centralelor acestea de apartament. Sigur, hai să găsim alte soluții de a reduce poluarea, dar până la urmă trebuie să le explicăm oamenilor de ce trebuie să respectăm toate aceste lucruri și de ce unii parlamentari votează sau duc lucrurile într-acolo sau de ce nu se bate nimeni pentru noi sau pentru
oamenii din România. Asta trebuie să spunem, asta trebuie să despre lucrurile acestea trebuie să vorbim în campaniile acestea care urmează. Da, să trecem la administrația locală, că timpul trece și cred că deși mai avem au legătură, 5-6 minute din emisiune. Să știți, toate lucrurile astea au legătură cu confortul, cu viața cetățeanului și cu modalitatea. Pentru că, uite, de exemplu, ieri am stat și merg în fiecare zi pe teren și discut cu oamenii și chiar nu mi-a venit să cred că pentru o garsonieră se poate plăti 500 și ceva de lei pe lună și am luat facturile la oameni, am luat facturile, ne-am uitat pe facturi și clar este o creștere extrem, extrem de mare acolo unde sunt apartamente sau garsoniere care nu sunt locuințele izolate și sunt la parterul aceste pierderi de căldură pentru că nu sunt izolate nici pe partea de planșeu și nici exterior. Deci trebuie găsite soluții în sensul acesta, să-i sprijinim pe oameni, să venim în sprijinul lor. Dacă încercăm să facem proiecte cum am făcut înainte și obligăm pe oameni să aibă o contribuție destul de mare la proiecte, iar nu-i bine. Majoritatea plătesc eșalonat, au această posibilitate. Da, noi la Orăștie am stabilit acea perioadă de eșalonare la 10 ani, adică nu, chiar nu se simte, dar a fost un efort din partea bugetului local pentru că am avut o contribuție și noi 25% ei, undeva la milioane de euro a trebuit să punem din buget, sigur o parte, jumate din ei recuperăm de la oameni, dar în 10 ani, cum am spus. Deci sunt eforturi ale administrațiilor locale pentru a aduce acest confort familiilor și cetățenilor dintr-o comunitate locală. Urmează o perioadă și mai zbuciumată decât am fost obișnuiți acum în ultimele luni, pentru că urmează campania pentru europarlamentare, respectiv alegerile, vor fi alegerile locale, unde ne vom alege reprezentanții comunităților, reprezentanții Consiliului Județean pentru următorii 4 ani. Cum este atmosfera în municipiul Orăștie? Au început contracandidații dumneavoastră sau viitorii contracandidați lupta pentru fotoliul de primar? Am înțeles că încep să stabilească candidații, sigur, dacă este să mă întrebați pe mine, este destul de târziu să scoți un candidat cu 2 luni înainte, care să ai pretenția să aibă și șansă, adică lucrurile se fac în timp. Așa cum am spus la începutul emisiunii, trebuie un pic de experiență, trebuie oameni cu experiență, trebuie și notorietate, dar și experiență ca să poată să facă ceva. Acum este o competiție. Era o vorbă într-un film românesc, în BD, ce te recomandă? Vocea și talentul, știți, cam așa este și aici. Ce te recomandă? Proiectele, faptele, viziunea pe care o ai până la urmă? Da, eu sper să fie o campanie decentă. Sigur, din experiența anilor trecuți vor fi atacuri și sunt atacuri. Eu, împreună cu colegii, nu o să mergem pe această strategie. Noi mergem pe strategia aceea a arăta oamenilor ce am făcut, de ce suntem capabili, care sunt oamenii din spatele primarului, care este echipa din spatele lui, experiența aceasta pe care o avem, care ne recomandă și proiectele de viitor cu care venim în fața oamenilor, pe care știm că le vom putea accesa și vom putea, suntem realiști că le vom putea accesa și merge mai departe pentru a dezvolta până la urmă comunitatea. Orăștia este cumva atipic așa pentru județul Hunedoara, pentru că am mai spus eu, este o zonă sau o localitate care se descurcă din punct de vedere financiar. Avem aceste agenți economici care ne dau acele venituri la bugetul local. Și sunt mulți care v-au ales, au renunțat la Deva sau la alte orașe din județul Hunedoara și v-au ales pe dumneavoastră. Le faceți ceva acolo de reușit să-i atrageți în număr atât de mare. Da, zona s-a dezvoltat foarte mult din acest punct de vedere. Sunt și agenți economici care urmează, avem zilnic aceste discuții cu agenții economici care vor să se dezvolte, sunt proiecte pe care ei urmează să le depună pe aceste programe de tranziție justă, au nevoie de tot felul de avize de la primărie, discutăm cu ei, avem o situație reală a ceea ce se întâmplă sau ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori,
Deci eu cred și vin așa cu încredere și cu optimism pentru anii următori, cel puțin pentru Orăștie, pentru o dezvoltare economică și sigur o stabilitate vis-a-vis de ce înseamnă actul de guvernare locală și îmi doresc pe această cale să le spun celor din Orăștie că atunci când doresc un primar sau au încredere în mine, aș dori să aibă încredere și în consilierii pe care primarul îi propune, pentru că în momentul în care vii cu o echipă, trebuie să, echipa să funcționeze. Dacă facem o echipă a primarului și a partea asta de ce își propune primarul și ce își propune consiliul local și există 4 ani de dezbatere și de lupte interne, nu cred că duce la nimic bun. Eu cred că trebuie să existe o poziție, este importantă, este un câine de straje al democrației și al democrației locale, dar trebuie să existe o conlucrare permanentă și benefică între primărie, care până la urmă reprezintă executivul, tot ceea ce se întâmplă într-o comunitate, și legislativ, care este parte de Consiliul Local. Deci atunci când merg pe o direcție, să aleagă și un Consiliu Local care, nu doar la Orăștie, peste tot, este de dorit. Să știți, alte democrații au găsit soluția pentru aceasta în momentul în care au și schimbat legea, iar un primar care a venit și care este ales uninominal, până la urmă este singurul ales uninominal și cu un program cu care vine în fața alegătorilor, să aibă majoritate. Deci în Franța, automat Consiliul este majoritar pentru a evita astfel de dispute între primar și Consiliu Local. Vă mai dau 30 de secunde pentru a-mi răspunde la întrebarea de ce vă mai doriți încă un mandat în fruntea comunității. Pentru a finaliza toate aceste proiecte, pentru a încununa tot ceea ce am muncit 3 ani de zile. Acum se vor vedea rezultatele finale a multe proiecte, doar pe zona centrală sunt peste 20 de milioane de euro pe care le-am investit și îmi doresc aceste proiecte să fie finalizate și duse la bun sfârșit. Sigur, și alte proiecte, dar vreau să le văd și să fiu primarul care la 800 de ani de atestare documentară a municipiului Orăștie a adus o dezvoltare și a făcut o schimbare, cel puțin așa sper eu, că am reușit să fac această schimbare radicală într-o comunitate locală. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă dorim cu toate proiectele pe care le aveți în derulare, dar și acelea care sunt încă la sertar și le pregătiți acum pentru a le depune pe noile axe de finanțare. Vă mai așteptăm aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă și rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!